Salutare, prieteni, bine ați venit pe canalul Alin de la Strehaia. Prieteni, suntem aici cu Sică. Vă pupă! La o cafeluță în minunatele cești de la Istanbul. La o cafeluță, uitați, ia uitați aici. Opa! Ia Sică, ia să luăm capacul. Ia să vedem. Ia uitați, băi, cafeluță, nu se poate. Cu capac, mă! Așa servim cafeluță. Cu diamante, mie vine să mă duc să duc diamantele astea la manet. La manet, uitați aici câte sunt. Am dat $1,000,000 pe setul ăsta, prieteni, nu se poate așa ceva. Adine, vede lumea acum, cei care, și poate lumea vrea să le facem și lor câte un cadou, apropiaților noștri. Da, toată lumea e nebunit cu acesta set. Da, toți vor. Mama, am să-ți dau o veste. Ce? Astăzi ai fost acuzată, sper că m-a mâncat telefonul ăsta de vede ceață. Astăzi ai fost acuzată că ai plecat din casă și ai oprit centrala ca să înghețe oamenii din casă. Era nu era oprită, pentru că era și Alex în casă și nu puteam să opresc. Auzi, ați plecat, domnule, și ați oprit centrala? Dacă opream, dădeam siguranța frumos în jos și era aproape peste tot. Da, păi și auzi. N-am oprit-o, că era Alex. Un scandal că a văzut că am fost împlecați. Da, motivii. Da. N-am oprit, poate că a dat cam zânul urs odată să dea kilovați mai puțin. Că să rea siguranța da, mea. Da, caloriferele ardeau. Da, kilovații am zis să le dea mai puțin. A sărit siguranța de două ori. Și am zis că iau fost scumpă. Ce vor kilovați cu de mult și plătesc ei? Nu, ei nu realizează că e foarte frică afară și nu face față. A, nu realizează că e asta e problema. Sunt minus 7 grade afară, țică. Minus 7 au fost, minus 10 și minus 12. Păi vezi? Noaptea, înțelegi? Ca să faci față la dita mai casa de înaltă, e greu, poți să faci tu orice ai face. Așa că a zis Alin mai devreme că ardeau caloriferele și a căzut siguranța, nu e nimeni de vină, dragi prieteni. A căzut, s-a ridicat după aceea. Gata, merge banda, am avut o problemă de sistem. Uite, Sică, de asta luasem la Pitești și a dispărut. Uite, mare. Hai, cum făceai tu cafeluță în ăsta? Aline, în ăsta, da. Vezi? Dar îți aduce aminte că erau timpuri când am făcut cafea cu oala. Păi trebuia să stăm de pază toată noaptea. Să stăm de pază, baricadat ușa ălea. Dacă vă aduceți aminte, dragi prieteni, când am baricadat ușa. Dar cum ne sunau ăștia și ne întrebau dacă putem să mai ieșim din hotel? Știi, mamă? Da, da. Da. Domnule, păi. Dar eu eram cu baricadat. Ce nebunie. Dar Mihaela m-a dat de că îi zic că început să pună dulapurile și mobilă la ușă. Bă, lasă-mă, auzi, mamă. Vorbea te-ai cu la telefon, să certa cu ea, nu știu. Și ce crezi? Pe la două noaptea vine Cristi Marin și bate la ușă. Da. Bă, bătea și nu vorbea. Mihaela când a auzit, gata. Ce crezi că făcea Mihaela cu fica? Au tras șifonierul la ușă. Tot. Bă, eu ca în filmul. Da. Și când acolo era Cristi mai la ușă. Dar de ce nu-i vorbea și ăla? Și ăla nu vorbea intenționat să ne spele. A vrut. El nu a recunoscut că stai, dumne, că eu am și țipat. Eu sunt. Dar de unde? Că l-a țipat. A vrut să ne dispere. A bătut la ușă în așa fel ca noi să credem că sunt ăia. Da. Respectivii. Înțelegi? Și am disperat. Nu mai puteam. Dar ne-a făcut atunci. Nu, recunosc. N-am ce să mai zic acum că nu. Deci eram panicat. Chiar ne-a făcut-o. După aia mă pun să facem cafea. Zici că stăm toată noaptea. Ce să le mai fac eu cafea? Le mai fac din briciul din ăla mic. Am pus oala mare pe aragaz. Când au văzut. Dar știi că ce faci acolo? Ciorbă ceva? Nu fac cafea în oala de-a mare. Păi de ce? Avem treabă de să stăm toată noaptea. Cine da, mai doarme? Au făcut și ciorbă și au vărsat-o pe jos. Când au luat de casă. Păi dar zic cum? Și ce s-a întâmplat cu ciorba aia, că am și filmat. Da, da, la tine. Deci toată ciorba aia s-a dus pe picioarele lui Leo. Doamne. Pe picioarele lui Leo s-a dus toată ciorba fierbinte. Da. Pe picioarele lui. În noaptea am avut noapte de coșmar. Doamne, doamne. Da. Să te aștept la ușă, că să sparge ușa pe tine și să doar să te aștept că intră cu grămadă. A fost interesant. Da. Bă, stai. Hai, prieteni, pe bune, acum
Acum înțeleg și eu de ce ne urmăriți. Chiar la noi vedeți de toate, că la noi ca la nimeni. La noi totul e fac. Fel și fel. Nu mai e nimic de asta. Ce părere e Miha despre noi? Despre șatra ta? La noi, nu mai e la nimeni. Ca la noi. Place? Da. Povestește-i și mie viața ta din șatră. Dacă nu-i plăcea, nu stătea cu noi. Bă, da. Dacă eram sănătoasă, nu mai stăteam nicio așa. Bă, da, din totdeauna, Mihaela, de când a cunoscut șatra, ea e învățată de ani și ani. Eu și când eram mică, mă duceam la țară la bunicii mei și eu nu stăteam tot așa... Cum erau copiii de vârsta mea, mie îmi plăcea tot, aveam niște vecini tot așa cu șatră, cu cai, mă duceam pe la ei, vedeam caile, dădeam să mănânce. Auzi, ea e obișnuită și în șatră de aia cu cai, da, la care noi. Păi să luăm un cal. Nu mă, serios, aveam vecini care făceau bulion și bunica mea făcea bulion de la tot cum faceți voi în șatră. Gem, bulion, afară, la tuci, la oală, la toate alea. Și așa mi-a plăcut. Eu m-am gândit, fii atentă. Și așa la Pitești ai văzut că e nu prea bine să mă trezi dimineața să duc copilul la școală. Iau o căruță și un cal și mergi cu Ion și duci copilul. Vrei? Nu, caleașcă vreau. Uite, asta e problema. Unde o parcă? În sensul giratoriu acolo. Unde? La școală. La spălătorie. La spălătorie, bravo. O băgați la spălătorie. Uite, am dat cu pungă și am uitat că sunt două ore. Uite, păi bagă-le la plătite. Uite, poți să-mi pungă. Să nu mai zică patrona că împăzește mie Ion pisica, să împăzească și calul. Da. Măcar să știu o treabă. Ion, dragi prieteni, l-am lăsat pe Ion, ia vezi mihele dacă mă văd bine. L-am lăsat la Pitești pentru că mi-a părut rău de la niște lumea la Strehaia, că la Strehaia n-are unde să doarmă. Doarme prin frig pe aici, prin casă, pe sus. Și n-aveau altă variantă decât să bea ca să fie cald. Și ne-am gândit la sănătatea lui și am zis să rămânem la Pitești. Anul trecut a fost în pușcă. Lasă-le și la nostru, Ionuț. Nu e de vină el și pentru orice. Acum, na. Nu-i așa, eu zic. Așa e, de fiecare dată când suntem aproape de el și chiar când nu suntem aproape de el, are țigăriu. De mâncare are, căldură are, de dormit are unde să chiar doarmă. Și aia care ne dau comentarii urâte despre el, că nu facem noi, că nu-i dăm, că nu alea, ei nu l-ar ține nicio secundă. Nicio secundă. Dar noi le-am demonstrat de fiecare dată. Ion, cât e aproape de noi, e bine. E ok. Așa e. Na, de fiecare dată. Uitați ce ești bine. Mamă, eu vreau să le las amanete. Ce părere ai? Dacă lăsăm și cestile la mare, la linie. E posibil orice la noi. La noi e posibil orice. Da. Ce faci, mamă? Am pus esență, am pus tot ce trebuie. Ce faci, clăpite? Uite, încălzit lapte aici. Faci clăpite? Îmi pun clăpite. Nu e ta? Ai fost tu, hai. Să nu-ți fure exclusivitatea. Păi filmează. Păi filmează. Păi filmează după cum. Că eu filmez cu fica aici, vreau să vorbesc. Oricum nu vreau să filmez clătitele, că nu vreau să le arăt la prieteni rețeta mamei de clătite. Nu-i așa, fica? Păi nu, eu am considerat de fiecare dată că rețeta țigărească de clătite. Nu că vreau să zic acum. Stai să-ți spun, fica. Nu că am pus de toate. Nu că vreau să zic acum. Fica, să-ți spun că tu nu știi ceva. Că patroana face clătite cu dinți. Cu ce? Cu n-ai văzut rețeta lui patroana? N-ai mâncat niciodată. Clătite făcute în țigaie de aia de grill, de grătar. Mă, ce zici? Cu dinți. Păi zici ce? Ultimul tip. Clătite se numesc clătite dințoase. Așa se ia? Da. Ajunge la Taline. Da. Băi, prieten, dar cea mai tare fază, când se filmează patroana pe jos, o butelia, la ragaz. Toți, toată șatra se înfrica, auzi, cum patroana a filmat butelia 20 de minute și avea 30.000 de vizualizări la butelie? Dar lumea s-a uitat de curiozitate ce vorbea. A făcut iar o filmare de horror din aia. Cum? Invers. Cota. Da, aia. Cota și aragazul sus. Cota era invers, răsturnat așa. Da. Și imaginea așa pe slow de la și patroana se mișca așa ușor prin bucătărie. Și cu voci.
Uite. Dar era tare că patrona se mișca așa în slow motion ca astronauții. Știi? Uite Ion la Profi, face plăți, am primit notificări. Baie, filmare în relantii, așa a făcut. Am primit notificări de pe card, Ion face plăți la Profi. Deci vedeți dovada că Ion are bani. Păi cumpără cu cardul. Da. Care cardul ăia? Cardul meu, da. Așa a făcut. La vulcanizare, în reluare. Se duce patrona cu mine la vulcanizare să schimbăm cauciucul lui Leo de pe BMW. Acum... Cum ați reparat voi BMW-ul ăla? Cu ragă. Cu ragă, da. L-au reparat de s-a dus și cutia. Eu și, am vrut să iau aia. Eu și cu Leonardo cu ragă. Nu mai puteai să-l duc la bunăghi. Atâta ce scutuie în spate, prinde ulei și de motorină scutuie. Dacă vrei să-și rezolvi cineva scutul, nu mai stică, poate cu ragă. Cu ragă. Și era și Leonardo cu mine. M-a băgat de o mașină, s-a băgat și Leonardo după mine. S-a băgat și el. Să fie treaba treabă. Eu la mijlocul mașinii, băgați o mașină, s-a băgat și el. Să vadă ce fac eu. Da. Și ne-am băgat și ne-am umplut de praf, de ulei, amândoi și eu și Leonardo. De am dat scutul jos pentru că a târnat o mașină. Dar fac eu... Patroana mă duc să o ridic pe elevator ca să-l dau frumos jos, cu, din șuruburi, cu patroana, cheile. Nu mai mergi la... Să o ridici pe elevator, dă-l tu jos. A, dam eu jos. Am luat o rangă de 4-5 metri, dragi prieteni, pe unde am găsit-o pe aici, pe curte, după casă. Cred că ai făcut cu găuri, cu tine de viteză. Ascultă, nu l-am făcut. De s-a dus uleiul. Nu, păi nu s-a dus uleiul, nu, n-am avut treabă cu tia. Și am luat ranga. M-am băgat o mașină, s-a băgat așa cum am zis și Leonardo și amândoi cu ranga. Pe acolo am dat scutul jos. De asta, de ce patronul atunci a vrut să plecăm cu două mașini? Că n-am înțeles. Ca să ducă mașina și ea la plimbare, ca să rămână pe autostradă, să ducă, să plătească ursul platformă, și dacă n-avea mai. Bă, a sărit teama pe un a cumpărat ulei, a cumpărat ulei. Și a sărit, a sărit borcanul ăla. A sărit pe mâna lui ursul. Avea geaca cu mine, că lângă geaca aia pe mâna lui ursul și l-a ars apa pe mână. Da. Dar care e chestia? Ce cred eu, dragi prieteni? Din ce cauză s-a încălzit apa? Nu că au forțat-o, că eu prima dată am crezut că au forțat-o. Și mașina, dacă nu a umblat cu ea 2 ani și ceva de zile, au forțat-o și a fiert apa. Dar nu era asta. Nu știu. Păi după aia ce? Că când ai ajuns la strâmbi mașina, problemă și motorul și cutia alta o strâmbi. Știi care era chestia? Eu când am fost cu taică-tău și cu Mihaela, ți-ai minte atunci? Dar știi că la cancan? Când ride... Nu știu. Nu știi? Ascultați, dragi prieteni, haideți să vă povestesc. Pregătiți-vă de un moment comic. Nu știu dacă plec eu cu Mihaela și cu Leo. Plecăm noi prin oraș și cu David. Nu mai știu după ce să cumpărăm. Acum când plecăm, eu îi zic lui Leo, bă Leo, vezi că mașina o să fiarbă apa. Nu mai am direcție, nu mai am nimic. S-a rupt cureaua, Leo. Ia uite de sigur. Mi-am dat seama. Bă, le-a dat un cancan. Dar cine le-a filmat? Asta cu spatele cine? Paparazzi. Și eu unde sunt? Uite-te, tu. Eu aici. Când am mâncat mâna după curele sau când împingeam. Da, uite. Da, mă. Uitați. Dragi prieteni. În timp ce mergeam noi, eu, Leo și Mihaela, s-a rupt cureaua de la accesorii. Când se rupe cureaua, nu mai avem servodirecție, nu mai avem... Aia la ziar au dat ca să rămas fără benzină. Nu. Dar face Leo să rupe cureaua, la servodirecție, la tot, nu mai avem direcție. De că merge și așa, de aici, la primul service. Primul service mai era vreo 10-15 km. Da. Dar face bă, Leo, distruge mașina. Lasă că n-are nimic. Mergem! Atât am mers cu cureaua ruptă, până a fiert apa. Normal. Mergem noi, doar vedem că iasă fum. Iasă fum de la motor. Când ne-a văzut și el că a ieșit fum de la motor, trage pe dreapta. Am tras pe dreapta. Am tras pe dreapta, coborâm din mașină. Trebuia să o ridicăm undeva, de pe șosea. Bordură. Am împins-o. Când am împins-o, eu știam cureaua ruptă, cureaua era bucăți. Am început să râdem în hohote. Mihaela a dat semnal. A început să râdă, de nu mai putea. Bag mâna până aproape sub motor, scot câte o bucățică din curea.
uite serică, o bucățică. Mai bag mâna, iar mai găsesc încă una, uite serică pe a doua, din furea. Foarte tare. S-a făcut cureaua bucățele, bucățele. De acolo că veni vorba, s-a distrus BMW-ul. Că de aici, asta vreau eu să zic. Mașina de acolo e distrusă. Era forjată și a stat așa mult timp și a urmat. Da, Mihaela, uite, vreau să-ți dau un diamant de aici. Da. Un diamant de la Timișoara. Mă, ce diamant de la Timișoara? Murocaco. Nu-mi trebuie Murocaco. Bă, nu ți-e dor, mă, de diamant, mi-e dor de el. Păi, ba, da, a rămas un ciunoc. Bă, l-am văzut în 2-3 zile. A rămas primul unchi al familiei. Așa face. Da. Urs, doi, ce mănânci? Mamă, de ce părere de camera magică unde sunt dezbateri de ședință fiecare zi? Care? Cât o problemă. Camera. Erau cu gândul în altă parte. Camera de decizie a vecinilor. În fiecare zi de la ora 7 încep dezbaterile. Nu mai pot. M-am zăturat. Aoleu, am făcut un vlog mai devreme cu copiii. S-au plâns toți copiii, auzi ce? Vor să le dăm noi cu mopul, cu mătura? Voiau să o ducă pe patroana la azil? Cum? David, Beatrice, toți. Dacă vezi vlogul, nu e și interes. Nu cred așa ceva. De ce? Auzi, ce cere de la ei, auzi? Nu trebuie așa. Spele pe jos, auzi? Dacă vezi vlogul ăla, tare râzi. Dacă îi prinde patroana, îi mănâncă. Sigur îl prinde, patroana îl mănâncă tot. Ăsta ar trebui să știi. Da, hai să plăcăm. Hai să ajut să bucați. A venit și Leonardo și ursul. Butelia mea. Unde sunt clătitele? Acum o facem, măi. Da, mă, de acolo s-a distrus mașina, că am povestit. Asta este. Da. Hai să ajut. Am povestit în lui chestia aia de când s-a dus de două, dar nu tăi că tot. Prieteni, ce să mai încheiem aici, ne vedem mai târziu, vă pupăm, vă dorim o seară plăcută și vedem ce va mai fi pe aici. Vedem mâine dimineață ce avem pe lista de dezbateri în camera magică. Vă pupăm! Stai un...